stabile biserice, ar fi bine să ne gândim să se împărțim cam la toate bisericile pe care am în Focșan și nu 6 dintre ele. Noi nu împărțim sumele cum constăm noi, ci acordăm aceste sume în urma unei solicitări de către așezământul de cum. Dacă vom avea, așa cum am spus, că mai avem deja și alte solicitări care nu s-au materializat mai multe solicitări și alte biserici, sigur că vom ajuta la considerare. Astăzi, în ziua de ședințe de Consiliu, să amânăm niște proiecte pe care le-am votat în comisie. Și au primit avizi pozitiv. Eu sunt foarte gentil. Acum ne puneți în situația să votăm, nu știu cum, votați cum e. Această solicitare și noi suntem de acord, grupul PNL va vota pentru a acorda sprijin tuturor bisericilor care au solicitat depuse în proședința următoare. Vă mulțumesc. În acelea sau trebuie să din nou pentru a avea și celelalte biserici? Sau din fondul de rezervă? Sau de unde mai aducem bani pentru celelalte? Sumele acestea aprobate provin în momentul de față din fondul de rezervă. Nu există un fond special pentru biserici, așa cum bine știți. Vă mulți celălalt vă rog. Noi. Noi în buget am aprobat 6.500.000 pentru cult religii din acești bani. 5 miliarde sunt pentru catedrală, iar 1.500.000.000 pentru aceste biserici. Începând cu anul trecut, din octombrie, cei care s-au adresat că au nevoie de bani, i-am amânat pentru anul acesta. Le-am spus că nu mai există posibilitatea să obțină la bani. Deci, în 5 luni de zile, cei care doreau bani pentru acest an, se puteau adresa nou. Toți cei care s-au adresat, i-am tins aici. În condiții din care ne mai rămân 300 de miliarde, dacă cumva mai apare vreo solicitare, 300 de milioane, da? 300 de milioane, scuzați-mă. A, așa, dacă va mai fi o treabă urgentă, și dăm și la ceilalți. În aceste condiții am inițiat acest proiect. Nu vreți să le acupați, nu ce fel de probleme. Trebuie să schimbi cineva un titlu de ziar.